Au mai rămas mai puțin de 4 luni până când începe campionatul european de fotbal, dar românii au motive să fie bucuroși încă din această seară. Prestigiosul trofeu UEFA Euro 2024 este expus în centrul capitalei pentru doar câteva ore. Colega noastră, Delia Bulgaru, este chiar lângă celebrul trofeu. Bună seara, Delia! Așadar, ce se întâmplă la tine? Au venit mulți români să vadă trofeul. Bună seara, Sabrina, bun găsit tuturor! Sunt deja prezenți aici 10 de români, pentru că în următoarele ore va fi expus, este deja expus, trofeul UEFA Euro 2024, un moment important, cu atât mai mult cu cât echipa României s-a calificat în această competiție. L-am alături de mine pe Ciprian Marica. Am să-l rog să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă prezența trofeului în România. Este prima țară în care ajunge acest trofeu. Da, eu personal mă simt privilegiat că am șansa să văd trofeul și să îmi fac amintiri cu el. Cred că, adică cu siguranță toți alergăm după trofeu, însă doar campionii îl ridică. Din păcate și din fericire avem șansa ca în această seară să fie la București și cred eu că cei din echipă, partenerul meu oficial și sponsor oficial al turneului, al campionatului european 2024, au făcut o treabă excelentă și sunt mândru că sunt ambasadorul lor. Ai fost și tu capitanul echipei naționale într-o astfel de competiție. Cum vezi lucrurile acum? Aș continua să alerg dacă aș ști că pot să pun mâna pe acest trofeu. Măi, generația noastră a fost acolo, am avut șansa și trenul, din păcate n-am reușit, însă nu-mi pierd speranța și încrederea în noua generație care vine din urmă cu un entuziasm frumos și dacă grecii au reușit, nimeni nu le dă nicio șansă, așa cred că și băieții noștri au șansa lor. Cine crezi că ar putea să-l câștige în final? În afară de România. Bun, clar, Germania este la ea acasă și e favorită. În egală măsură, Franța are o națională tânără, iar Kylian Mbappé este la nivel. Așa că sunt echipele puternice, Germania, Franța și, să nu uităm, Anglia. Mulțumim, aș vrea să înțelegem și ce a presupus aducerea acestui trofeu în România și ne va explica acest lucru Dragoș Mândreci, country manager pentru o firmă de pariuri sportive. Așa este, într-adevăr este un efort, e un efort de echipă, dar în primul și în primul rând Betano înregistrează o premieră mondială, fiind primul operator de pariuri sportive care face un parteneriat cu UEFA pentru Euro 2024. În spate sunt o serie de discuții purtate cu reprezentanții UEFA, am găsit deschiderea acolo, dar ceea ce dă greutatea cea mai mare evenimentului este faptul că suntem prima țară care pornește acest turneu european al trofeului pe care îl vedeți lângă mine. Pentru doar câteva ore va mai rămâne aici trofeul UEFA Euro 2024, așadar dacă sunteți în București, grăbiți-vă să ajungeți aici în centrul capitale, pentru că în curând va pleca spre Grecia, apoi spre Portugalia.